Autoritățile județene se declară pregătite și au anunțat că nisorile pot veni în orice moment. Au fost semnate contractele cu firmele care vor dezăpezi drumurile județene. Ca noutăți, în acest an au fost scoase la licitație, pe criterii geografice, 6 loturi de drumuri, iar contractele au fost atribuite pentru o perioadă de 2 ani. La finalul licitației au fost declarate câștigătoare doar firme buzoiene, aceleași care au prestat serviciile de dezăpezire și în iernile precedente. Pe lotul 1, zona nord, Liciu Comserele, lotul 2, zona Buzău Sud, Petroconsin Serele, locul 3, zona Râmnicu Sărat, lotul 3, pardon, mă scuzați, zona Râmnicu Sărat, Nicost Impex Serele, lotul 4, zona Pogoanele Mecan Construct, lotul 5, zona Vintilă Vodă, Conferic Serele, lotul 6, Mecanco. Nu m-am ocupat eu de licitații, așa, compartimentul. Au fost firmele care au venit, cei care s-au prezentat la licitație și au îndeplinit condițiile, au câștigat licitații. Firmele câștigătoare vor trebui să asigure dezăpezirea pe 900 de kilometri de drumuri județene, împărțite pe următoarele 6 loturi: Buzău Nord, Buzău Sud, Râmnicu Sărat, Pogoanele, Șețu și Vintilă Vodă. Petre Emanuel Neagu a avertizat firmele care nu vor acționa eficient că se poate ajunge până la rezilierea contractelor. Vor plăti operațiile respective și chiar riscă să iasă din contract, să piardă contract. Dar bineînțeles sunt situații care sunt imputabile firmei, sigur că, dar orice neregulă care ar prejudicia, să zic, actul în sine de dezăpezire și cetățenii să spunem că din cauza firmei X sau utilajului al firmei X au suferit, au rămas în ZPI și așa mai departe, nu s-a? Bineînțeles că da. Dintre societățile declarate câștigătoare, Mecan Construct va încasa cea mai mare sumă, peste 4,9 milioane de lei în cei 2 ani de contract, întrucât va asigura dezăpezirea pentru 2 loturi de drumuri județene.